ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu am pregătit mere coapte. Ele sunt împlute cu prune uscate și cu miez de nucă. Vreau să vă spun că este un desert foarte sănătos și foarte, foarte delicios. Dar înainte de toate, dați să ne uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. 6 mere, 6 prune uscate și 6 miezuri de nucă. Iată așa, jumătăți sau întregi, cum doriți voi și cât doriți, atât adăugați. Vreau să vă spun că cantitatea eu adaug atâta, că mănânc numai eu merele coapte, fetițele așa puțin se linciresc, dar voi desigur că puteți să puneți și 10 și 20 de mere la copt și desigur că câte mere, atâtea prune uscate și miezuri de nucă. Totul este foarte simplu și foarte delicios și sănătos. Cu un cuțit care vă este vouă mai comod, vom tăia iată aici așa mijlocul la măr, ca să facem loc pentru pruna uscată împlută cu miezul de nucă. Iată așa, scoatem la toate merele. Iată, eu am terminat toate merele să le curăț așa înăuntru. Și acum miezul de nucă îl vom pune în mijloc aici la pruna uscată. Uite așa, o deschidem aici, facem loc și o umplem cum ar fi cu miezul de nucă. Iată așa. Și deja pruna aceasta cu miezul de nucă o punem în măr. Și asta este tot. Următoarea. Voilà! Merele sunt gata, doar le punem pe tavă și le dăm în cuptor. Dacă doriți, puteți să mai presorați puțin zahăr brun și cu scorțișoară. Dar eu nu fac aceasta, depinde. Dacă fac la o sărbătoare, la o zi de naștere, pot să permit să pun și zahăr brun, scorțișoară. Dar dacă fac pentru mine, eu le fac numai așa. Cuptorul de la bun început puteți să-l aprindeți. Eu l-am aprins la 200 de grade și am aici o tavă și pe ea voi unge-o cu puțin ulei de cocos, dar se poate nu de uns cu nimic, dar eu mai mult pun pentru aromă. Îmi place aroma de cocos. Voi, dacă nu aveți așa tavă de sticlă, puteți să puneți pe tavă obișnuită hârtie de copt sau tot nimic, dacă aveți încredere în tava voastră. Și punem merele în tavă. Și le dăm la cuptor la 200 de grade pe 30-35 de minute. Depinde de cuptorul vostru, depinde de măr, cât de mare este sau cât de micuț. Deja aici puteți vă singură să controlați. Merele sunt gata, eu le-am scos din cuptor. Priviți-le cât de minunat arată. La mine a stat 30 de minute la 200 de grade. Dar, v-am spus, depinde de mere. Acestea verzi, ele vă par că sunt mai tari, dar ele se coc foarte repede. Se putea de ținut și 25 de minute la 200 de grade. Cât de delicioase! El le lasă să se răcorească complet și apoi se poate de servit cu un ceai sau cu cafea. Merele mele s-au răcorit. Acum eu le voi lua de pe tavă și le pun pe un platou. Sau și din tavă se poate de mâncat. De pe tavă se scot foarte ușor. Eu am hotărât totuși să presor și puțină scorțișoară, așa, ca decor să fie. Momentul culminant. Atât de delicioasă. Poftă bună. E mai bun ca orice ciocolată sau firie de tort. Este super, super delicios, nici nu este nevoie să comentez foarte mult. Eu doar vă recomand și vouă această rețetă minunată, dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un clas, dați un share, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!